Ради полиция, съгласно. Та минима не се има мари де рута, această поезие, pentru că mi-a dus aminte de secolul de epoca în care proza, în poezie, atenție, proza, își dădea examenul de naturalism și toți au fost foarte șocați atunci să vadă metode, argumente, mijloace științifice, abordări cu care nu erau obișnuiți, pe care nu le văzuseră niciodată aplicate poezie, scoase la rampă pentru a face poezie, pentru a se face proză. Așa. Mie mi s-a părut atunci inițial că văd un fel de echivalent liric straniu al acelui experiment naturalist. Se mai face asta. Am văzut și la Coandă, la Târgoviște, am văzut Coandă asta care se lansează, din păcate, acolo mare și să mă păcălească Coandă, niște adevărate teoretizări poetice ale cosmologiei, foarte riscante, în bună parte greșite, dar care a scos câteva volume de această factură, așa, care pot fi, sunt bivalente, ele pot fi analizate și de savant și de degustătorul de așa, depinde ce anume vrei să cauți în poezia asta. E o poezie îndrăzneață. Astăzi, după ce poezia s-a autor-redus, se face poezie din poezie, cum ne-a învățat Nechita, poți să faci, cum să zic, poezia a devenit un fel de câmp de experiment pentru absolut orice. Și atunci, de ce nu am experimentat și abordarea, o abordare, așa, savanteria unei abordări, ea nu este una, o să vă spun, elementară, este foarte complicată. O abordare științistă, să zic așa, a liricii. Se poate scoate emoțiile lirice și de aici. Există părți interesante, le-am găsit în poezie doar în tipuriță, care chiar emoționează. Nu vin să-ți spună, nu fac un discurs liric care să-ți povestească nu știu ce, în limbajul acesta neașteptat. Și chiar te emoționează. În ceea ce vrește pe care